Peste 1500 de copii și-au unit vocile într-un cor imens și au dat un concert în centrul Chișinăului. Așa micii coriști au decis să marcheze Ziua Internațională a Copiilor, care iată se apropie. De fapt, în scoarul Teatrului de Operă și Balet și-au unit talentele 30 de coruri de copii, însoțiți de 20 de dirijori din toate colțurile țării. Evenimentul a început cu intonarea imnului Republicii Moldova. Despre a arăta, în primul rând, că suntem uniți, suntem diverși și este o seară în care copiii, de fapt, își vor promova vocea a viitorului, zicem așa. Și vrem să arătăm că copiii noștri sunt, adică avem în ce ne încredere în viitor. Și eu cred că e un eveniment, în primul rând, inspirațional pentru societate. Este, de fapt, a doua acum ediție care o facem. Prima am făcut-o foarte de mult în 2007, iar acum am revenit. Vom avea 1500 de copii, cred că mai mulți decât în public.